Fetiță verde, de lemn verde, că m-o trimă-s Dumnezeu. Din păcate, astăzi rapsozii populari sunt lăsați undeva într-un con de umbră. Ne place mai mult de domnișoarele care își pun tocuri cui de 20 de centimetri și vin și cântă tot felul de manelisme pe micele ecrane, dar probabil încet încet ne întoarcem la tradiții și vreau să-l întreb pe domnul director artistic cum a reușit să adune pe acești oameni, cum a reușit, dacă a fost greu cu acest proiect cu Compact Discu și dacă pe viitor mai avem asemenea acțiuni. În 91, când am început cu ansamblul Țibleșu, a fost, zic eu, mult mai ușor decât ceea ce este astăzi. După aproape 6 ani de ședere în Spania, am ajuns acum să revin acasă și să încerc să reînnoiesc, să reînnoi tradiția care lăsasem în urmă. Ei bine, acum se pare că mă bat de mult mai multe probleme, de indiferență, de lăsare din partea unor oameni, de așa de fără poftă de viață să-și dorească să mai să apar, să spunem, pe scenă, să transpună cântecele lor sau tradițiile lor. Nu mai este interesul care era în anii 90. Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. M-am rămas neplăcut, să zicem așa, surprins, când am văzut că tinerii astăzi, din păcate, foarte puțini își doresc ca să mai învețe un dans popular de la moșii și strămoșii noștri sau o colindă. Nu mai sunt motivațiile de odinioară, poate astăzi, prezente în rândul oamenilor. Eu ce vreau să subliniez aici, ce avem aici de față, sunt cei mai vârstnici de la noi din ansamblu. Sunt acel izvor nesecat care pentru noi a fost un exemplu de urmat. Atât în costumul popular autentic pe care îl îmbracă, în repertoriul care îl practică dumnealor, ce s-a văzut și Viflame-ul din această seară, în colindele care le-am surprins pe cea de-a doua, pe cea de-a doua casă, pe cea de-a doua material, pe CD-ul de față. Ele au fost selectate cu mare grijă de oamenii valoroși. Avem acolo un cuvânt de prezentare din partea doamnei Maria Bocșe de la Cluj, care a ascultat ce avem noi și a fost foarte încântată, sprijinindu-ne și îndemnându-ne să mergem mai departe cu prezentarea materialelor din bazinul Văii Țibleșului, de unde venim noi. Pe scenă apărăm de câte ori avem ocazia, de câte ori suntem invitați, mulțumindu-vă pentru invitația din această seară de a colinda Poliția Română din Bistra Năsăud și postul de televiziune ASTV, dar în spatele nostru mai sunt încă o generație mai tânără, să le spunem tinerii căsătoriți, care nu au putut să fie prezenți în această seară aici, și grupul de tineri care de o săptămână de zile s-a întors dintr-un turneu din Spania, unde au prezentat câteva suite de dansuri populare și chiar colinzi tradiționale de la noi din Ardeal, într-o biserică ortodoxă din apropiere de Madrid. Ne apropiem încet de finalul emisiunii. Nu o să rog pe domnul director să transmită mesajul final, o să o fac altă dată, pentru că de pe acum îl provoc să vină și cu tinerii. Mai ascultăm o colindă. Preferat. Mai ascultăm o colindă. Până atunci, cel mai vârstnic dintre domnii, un mesaj scurt. Cine îi? Cred că dumneavoastră. Si. Un mesaj pentru telespectatori. Ce le urați de Crăciun? Vă uitați acolo în cameră, în față și... Multă sănătate, să aibă tot ce își dorești pe masă și o speranță la mai bine. Mulțumim frumos. Mesajul final, cu bucuria în suflet că a fost alături de noi și mulțumim domnului Deneș pentru acest lucru și că au fost alături de noi toți permezenii. Îi aparține la ele Victoria Măierean. Vă rog să transmiteți dumneavoastră din suflet ce le doriți de Crăciun telespectatorilor. Tot așa le doresc și eu. La mulți ani și sărbători fericite. Și să se bucure de sărbătorile anului nou și a Crăciunului și a nașterii Domnului și tot ce este bun. Mulțumim frumos, a fost o emisiune de antologie, o emisiune cu tradiții adevărate. Dacă ați luat aminte, ați văzut ce înseamnă portul popular, ce înseamnă colinda autentică, ce înseamnă să fii român, ce înseamnă să fii
om cu credință mare în suflet. A fost alături de noi și o bisericuță aici. Mulțumim părintelui Buta Simion pentru că ne-a dat-o. Închem cu o colindă, toate cele bune, să dea bunul Dumnezeu să mai avem alături de noi pe spermezeni. Amen.